Bun găsit, pregătirea suplimentară era necesară, spun elevii, deoarece școala online și-a pus amprenta asupra cunoștințelor pe care aceștia ar fi trebuit să le aibă, iar lacunele în comunicare dintre profesori și elevi s-au văzut cel mai bine anul trecut în Telorman la examenul de bacalaureat. În anul 2020, aproape jumătate dintre cei care s-au înscris la bacalaureat nu au reușit să obțină o notă de promovare. Acest an a fost destul de dificil, deoarece am intrat în mediul online și mi-a fost foarte greu să mă adaptez la condițiile de acolo. O spun la unison absolvenții de liceu din județul Telorman, iar dascălii sunt de aceeași părere. A fost într-adevăr un an dificil, un an altfel, o provocare atât pentru profesori cât și pentru elevi. Dar cu multă sănătate, cu multă implicare, cu multă muncă, am reușit să-l ducem la bun sfârșit și să pregătim promoția 2021 pentru examenul de bacalaureat. S-au făcut ore de pregătire suplimentară, ore remediale la disciplinele de bacalaureat pentru probele scrise în cadrul proiectului ROZE, care se desfășoară la nivel național. Printre cei care au beneficiat de orele remediale se află și Cristina. Adolescenta se pregătește acum și pentru admiterea la facultatea de medicină. M-au ajutat foarte mult, deoarece orele de pregătire s-au făcut la școală și e mult mai bine când ești în fața profesorului și înțelegi materia decât în fața unui calculator. Orele sigur nu sunt de ajuns pentru facultate. Mă pregătesc în particular la biologie. Cel mai dificil pentru mine a fost distanța față de colegi și faptul că am putut să interacționez cu ei, dar și cu profesorii. Este alta relație atunci când suntem face-to-face și alta online. Este diferență de la cer la pământ. Pregătirea pentru examenul de bacalaureat s-a dovedit destul de grea pentru elevii de clasa 12-a din județul Telorman în contextul pandemiei de COVID-19. Anul trecut, de exemplu, înainte de depunerea contestațiilor, o singură absolventă de liceu a reușit să obțină media generală 10. Examenul de bacalaureat debutează anul acesta pe data de 28 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română.